Întrebarea de bază, mereu acord la cum noi ne vedem la masterclass. Deci noi ne-am adunat aici ca să discutăm anumite probleme, da? Da? Sau nu? Da. Da. Așa. Să scutim. Cred că azi de azi este tot timpul. Aha. După denumire, voi ați observat că acolo merge vorba de emoțiile trăite. Cum noi ne depășim emoțiile? Pentru că cunoștințe noi cu toții avem, da? Deci cunoștințe sunt, dar până la urmă undeva noi ne împiedicăm și trebuie să înțelegem de ce noi nu putem să evoluăm. Probabil fiecare întâlnește această problemă, să spunem așa. Deci, masterclass-ul de astăzi să ducem împreună cu colegul meu, deci mie îmi spune Elena, sunt consultant financiar în cadrul acestei companii pentru cei care nu mă cunosc și împreună cu... Eu sunt mie în studiu, o să fac dată în cadrul companiei Dragostezi și astăzi împreună cu dumneavoastră vom găsi care sunt în așa greșelile, care sunt emoții pe care trece fiecare trendă și sunt impune pe aici, de a trece mai departe. Pentru că majoritatea a tranzacționat acest cunoaște, sau nu? Tu, tu gândești fundamental, știi, tehnic îți cunoaște. Nu durează, nu sunt. Deci, dar tot timpul există un, spunem așa, o barieră. Ce îți spune, este un colet care noi putem să trecem și pe asta. Nu știu, noi nu cunoaștem cine așteaptă de prezență. Dar orice problemă trebuie să funcționat numai atunci când deja apare ea. Dar nu ne gândim, e dar ca să fie așa, așa se face. Problema, nu trebuie să dați soluții înainte. Dar o mare problemă, găsăm și soluții. Nu a apărut. Domnul și domnul, liniștiți și mergem pe departe. Noi am pregătit ceva interesant pentru voi astăzi. Da, vreau de start așa să vă neutralizez un pic. Asta e strategii noi nu o să fie. Eu nu cred că ele vă trebuie. Ele, real, nu vă trebuie. Strategii nu o să fie, noi o să avem o discuție mai interactivă, noi o să abordăm problemele ulterior, împreună, fim atenți, împreună să găsim soluțiile. O să puteți să acordați întrebări, o să ne oprim practic la fiecare trader part și o să vedem la ce, unde voi vă, la ce moment întâlniți greutăți și cum putem soluționa. Plus la toate, am pregătit și un mini-concurs, de asta. O să fie un pic mai târziu, aveți răbdare. Da, ne interesează un moment. Cine este pe real și cine pe deal? Avem trader și așa și așa, corect? Mm. Care pe real? Real. Păi bine, ok, rest pe deal. Așa, bine. Deci, tema noastră de astăzi? Factor psihologic. Așa, a tranzacționa e foarte ușor. Să facem o analiză prognoz, noi cu toții suntem cei mai buni experți, cei mai buni analiști. Dar iată la momentul ăsta cu factorul psihologic, aici un pic întâlnim greutăți. Și parcă undeva înțelegi, da, iată, nu trebuie eu așa să reacționez în cazul, da, trebuie să mă abțin, sau trebuie să mă opresc, sau trebuie aici să mai am un pic de răbdare, dar nu se primește. Și de aici totuși trebuie să vedem care sunt acele greșeli care le face un trader. Da? Sunt sigur că fiecare dintre voi întâlnește în momentele date, fiecare, chiar dacă suntem pe demo sau pe real. Pentru că cât mai repede noi o să depășim aceste, o să depășim greșelile date pe demo, cu atât mai ușor noi o să le punem în funcție pe real, să spunem așa. Și o să ne fie cu mult, mult mai ușor. De asta, ce o să facem noi acum? O să notăm fiecare problemă și împreună încercăm să o soluționăm. Deci, haideți să vedem care totuși sunt acele probleme în tranzacționare. Prima. Minusul și minusul? Nu cred că minusul e o problemă. Frica de-a lua. Minusul, dar dacă o să duc continuu. Uite că acolo e minusul, e problemă mare. E problemă mare. Dar minusul ăsta este generat de ceva, nu? Bineînțeles, de fapt, ideea că tu ai deschis tranzacția în orice. Așa, corect. Deci, mai avem trader și spune, ei, dar eu întâmplător. Asta nu eu, asta nu știu, am de parcă am pus stop loss, am pus necrop, dar el până la urmă s-a închis manual. Dar de ce idei nu am? Da? Adică, evident, până noi nu facem gafa aceasta, nimeni nu poate să facă pentru noi. Numai dacă nu lăsăm depozitul acolo deschis, să intri și copiii și nu știu mai cine să ne deschidă tranzacția. Dar noi doar asta nu facem, corect? Nu facem. De asta tot responsabilitatea până la urmă rămâne pe noi. Așa, deci, primul, la ce noi trebuie să atragem atenția? Care este prima greșeală?
cum ne gândim. Dar cel puțin măcar te pregătesc, pe tot să fac gafele, da.
se vede mult mai clar informația care de obiect, fie cu combinație de numere, fie, nu știu, când nu este la nivelul de sport sau de rezistență. De asta, telefoanele, continuați în locul calendar economic și Facebook și Instagram. Dar nu putem să tradiționăm. Da, și grupa din Viber, acolo da. Sunt analize. Da, acolo da. Așa, deci, grava. Doi. La ce mai atragem atenția? Care este a doua cea mai mare problemă? Confirmare. Cum? O confirmare. Păi grava, da. Da. Grava. Am ieșit și ceva scăpat. De ceva ce scăp ceva. Când trebuie să ieșim, ziceam. Așa. Momentul de intrare. Nu, de care este. Ieșire, ok. Deci până la urmă noi o să analizăm aici trei puncte. Direcție, intrare, ieșire. Dacă noi facem analiza tranzacțiilor, noi vedem cât de corect noi folosim aceste trei reguli. Pentru că fiecare strategie se bazează pe aceste trei criterii, da? Deci, în cazul în care noi, tranzacția noastră generează un stop loss, undeva aici am făcut gap. Fie, poate fi direcția greșită, am mers contra tendinței. Doi, intrarea. Cât de corect noi am intrat? Aici deja depinde. Am așteptat confirmarea, n-am așteptat. Am intrat la final de impuls, am alergat în urma trenului sau am plasat în ordine, am mânat nu unde trebuie. Ieșirea, ori noi plasăm prost stop loss sau cum poate în general transunăm fără stop loss, fără ordine amânat. Cine transunează fără stop loss prost? Acolo, toți mâine în sus. Dar sincer, nimeni nu transunează stai prost stop loss, corect? Da. Stop loss. Așa, respectiv, de aici, dacă să vorbim de intrare, neapărat presupune confirmarea, deci la intrare neapărat presupune confirmarea. Dar dacă să vorbim de ieșire, așa, ieșirea de piață. Deseori traderii plasează stop loss foarte și foarte micuț. De ce? Dar am încercat mă spus întrebare, de exemplu, eu mai mult stop loss și mici, e bine eu unul mai. Dar eu pot să mă știi activat. Foarte mult contează când stop loss se pasă corect. Cine a făcut vădată? Cine a luat stop-loss-ul mici și mult? V-ați analizat greșeală. Dar nu v-ați spus secret. Spre exemplu, întrebarea, trebuie mai spus un stop-loss pe din mare. Iar asta nu tot e ce este. Da, făceam. Tot. Toate gafele care noi le facem piață, toate sunt de cauza la frică. Deci, ca voi să înțelegeți, cineva o să-mi spună, nu mi-e frică, eu doar am scris depozitul, eu doar sunt piață, eu sunt real, mie doar nu mi-e frică. Faptul că voi ați deschis depozitul, asta nu înseamnă nimic. Iată, știți, deschidem o afacere. Da, motivația noastră, scopul nostru mai mare, am deschis afacerea. E de ajuns? Nu. Cât se întorc de psihotare și investesc, deschid afacere, după care 3, 4, 5 luni dau faliment. De ce? E una să deschizi o afacere, alta să o gestionezi. Voi cunoștințe aveți, nu-i problema în cunoștință, fiecare dintre voi are cunoștință, cum știu, spun la trader. Voi îți primiți 100 de procente cunoștință care voi să vă ajut să faci bani. Voi îți cunoașteți mai trendul că oricum faci bani. Fiecare strategie îți aduci profit, precum și fiecare afacere. Dar deja mai puțin sau mai mult, asta e altă întrebare. Respectiv aici, fiecare gaf care noi o facem greșeală, toate se generează la frică. Indiferent, sunteți voi pe demon sau pe real. Și iată, dacă noi depășim frica aceasta, asta nu o să fie într-o zi, asta nu o să fie în două zile, ea vine cu timpul. Într-adevăr, cu timpul, cineva mai repede, cineva mai greu. Noi nu suntem roboți, ca noi să știm să apăsăm pe buton și să închidem toate aceste emoții. Dar, lucrând cu aceste emoții, noi le vom depăși. Și noi o să aducem niște soluții care, într-adevăr, lucrează. O să ascultați, o să le folosiți, o să creșteți. Și cineva dintre trei poate să vă confirme în momentele date. Așa. Deci, ieșirea, stop-loss-urile ultra micuțe. La ce se generează? Hai mai bine eu repede închid tranzacția într-un minus micuț, decât să mă duc în minus mai mult. Da? Nu? Minus și pe mă duci de minus. Așa, exact. Deci ce rezultă de aici? Direcția e corectă, intrarea e corectă, dar până la urmă ieșirea este greșită. Și stai și te gândești,
tot gafa asta o faci. Și acum apoi de-a zis și să-și pune din conul ca să... Așa, așa, acele emoții, sau cum, emoționalele acele, prin momentele acestea, iar, trec toți, dacă voi aveți cartelă de vizită, oricare cartelă de vizită, aveți? Da. Așa. În spate, pe versul, este sunt spectrul de emoții prin care trece fiecare trader. Și fiecare trece prin el. Nu credeți că cineva e mai deosebit. Nu! Noi nu ne naștem trader, noi devenim trader. Și dacă o să-mi dați cartela aceasta de vizită, cine o are? Da. Așa. Voi o să vedeți ce se întâmplă cu fiecare din noi atunci când noi deschidem o tranzacție. Da. Deci, iată, spre exemplu, noi deschidem un bani, da? Presupunem. După regulă, noi am plasat take profit, stop loss. După regulă, noi doar suntem trader care avem un plan de tranzacționare. Noi suntem cei care ne conformăm risk money managementului. Respectiv, noi am intrat corect. Așa. Acum ce se întâmplă? Prețul un pic duce în sus. Noi o lăsăm, noi suntem puternici, tari, lăsăm tranzacția, să ducem profit. După care prețul întoarce înapoi. Iată, aici sunt și garbile. Așa. Dar poate noi vom zici stop loss. Și când atât de voi, vom modifica stop loss. Deci noi improvisatori, pită proiect. Culașul ăsta e în general o temă apart. Este o temă apart. Da, pe care de fapt tot stop loss-ul te costă tot mult. În ce modificați? Deci tranzacția îți duce în jos. Ajunge să te facă unde are. Nu ajunge. Ce emoție a subsidiu de asta? Când modificați stop loss-ul te costă? Da. Când la stop loss-ul cu mine? Da, când la stop loss-ul cu mine? Da, nu, dar e prost să modificăm, asta nu-i strașnic. Da. Eu mereu spun, eu agriez lăcomia. Dar lăcomie e calculare. Da. Ce înseamnă aceasta? Fim atenți, pentru nu spuneți, dar eu am fost la master class și acolo domnișoara Elena mi-a spus că spina cum e bine, că am avut cazuri de astea. Vă rog frumos, înțelegem corect. Deci, atunci când vreți, ducem profit, tranzacția noastră e profit. Noi doar decidem cât să luăm de piață. Nimeni nu poate decide în locul nostru. Noi avem un broker care nu ne permite cât vrem atâta să luăm de piață. Respectiv, în cazul da, ok, poate eu văd că aici am plasat take profit, dar puterea prețului e mult mai mare. În cazul dat, noi ce facem? Ne asigurăm, neapărat, am luat stop loss-ul ăsta și îl plasez aici la pozitiv. Un stop loss pozitiv. În cazul dat, take profit într-adevăr, el stă aici prea aproape. Deci eu să nu modific. Doar este speranța, speranța mare ultima, corect? Da. Este speranța că prețul o să mai crească. Eu nu sunt de acord să mă opresc. Nu sunt, dar până la urmă m-am asigurat? Da. Am mărit viteza la automobil, dar mi-am pus centura de siguranță. Cam exact aceeași situație și aici. În așa caz se poate. Așa caz se poate. Numai că mai sunt momente, dar de regulă asta am întâlnit numai la trei de epidemă, pe real n-am întâlnit. Iată, de când lucrez, n-am întâlnit așa momente pe real. Când prețul ajungă practic până la take profit, nu se închidă tranzacția și se întoarcă înapoi. Sau el zice să modifice take profit-ul, el să nu ajungă și se întoarcă înapoi. Și ducă în minus. Ați avut așa cazul? Ce-i preau? Preau. Ați avut? Curie. Eu nu am avut la momentul față. Eu nu am avut. Tu ajuns până aproape de take profit și s-a întors. Și am așteptat-o până din ea, cum trebuie să fie. Da, foarte mult timp. Dar până la urmă venit. Avea încătro? O mâncat toți nervii, dar au venit. Așa, da, au venit, da. Dar de când a ajuns așa, stai prost, ok. Dar eu crescut până la urmă, stai prost. Cine ați venit asta prost? Dar eu nu eram în genere în fața calculatorului. Până la neța ajuns, spune, eu te-am primit, uite, acolo, practic. O umbra este, pe tăi crovi, uite, frumos, dar el nu l-a activat. Și am dus înapoi și am așteptat la răspuns că și să mai modific stop loss, să mai modific. Așa, deci atunci când ducem profit, noi cum să suntem... bine. Suntem aici mai fericiți, aici e mai ușor. În cazul în care
invers. Atunci când noi, așa, acolo e mai interesant, atunci când noi intrăm pe piață, noi realizăm, practic, fiecare tranzacție este 50 la 50 și are probabilitate că el să meargă în minus. În cazul în care trăie doar în depozit mare, lui tot cum a duc în jos, nu cât o să duc, părere, nu cât o să duc el, nu, hai, umești-mă, cu ce o să mă umești, cu ce? Corect, poate chiar și fără de curat, fără stop-loss. Un așa activă și el vrea, nu vrei, o să duc înapoi acolo unde nouă ne trebuie. Dacă eu nu știu, poate voi ați analizat sau nu la cotațiile valutare, care este maștabul sau punctul punctele maxime care le-au făcut timp de 5-10 ani? Cât? Toată mișcarea. Sau tot diapazonul pe unde se tranzacționează. Pe unde fluctuează prețul. Eu vă spun, sunt 3.000 de puncte. 3.000. Dacă tranzacția e cu 0.1, asta îți primești că trebuie să duc 3.000 de puncte. 3.000 de dolari. Și atât. Ce, asta e mult? Asta e maxim. Până unde poate să ajungă? Diapazonul tot. Dar evident că nu faci 3.000 de puncte, da? Deci cotațiile valutare sunt acele instrumente care vrei, nu vrei, piața se întoarce de acolo de nevoie să fiți tranzacții. Mai devreme sau mai târziu. Aici deja merge vorba cât timp noi așteptăm și dacă ne permite depozitul aceasta. De asta și un moment foarte important, respectarea risk money management. Acum, atunci când trader-ul intră, spre exemplu, conform risk money management-ului, să nu depășească 5% din tranzacții active, chiar dacă, teoretic, prețul duce în minus, pe dânsul asta îl deranjează, el are un depozit de 30.000, transmează cu 0.2. Cât trebuie să duc în minus ca să-l deranjeze, corect? Știi ce ușor? Acceptă minusul, dar după care îi permite să ducă în profit, nu modifică tranzacția. Frică cum ar fi pe demo. Așa. În cazul în care traderul înțelege că, dar de ce eu trebuie ce este pentru mine motivație? 0.2, 0.3, să nu-i motivație. Hai eu să intru cu două, cu trei loturi. Și acum, spre exemplu, buy-ul ăsta, el e deschis nu cu 0.3, conform risk money management-ului, dar e deschis cu 5 loturi. E de ajuns 5 puncte să meargă în jos, contra. Și la voi deja automat vă supra-exaltați. Adică, mine asta nu mă aranjează. Dă repede, repede, repede s-o închid, nu cumva îți duc mai mult în minus. Și din cauza asta, într-adevăr, aici prețul cade în jos, ce apare? Haideți să vedem. Când aici să începe modificarea stop-loss-ului. Ce apare? Panic. Până la panic mai este. Te uimești. Poate să mă ridici. Te uimești? Cum așa? Cum așa e posibil? De ce? Corect, de ce? De ce va fi de o mână? Da. Pe viață nu poți fi așa. Eu doar sunt cel mai bun psiholog. Așa, viața mă urmărește. Deci, apare ce? Negare apare. Da. Negare. Dar nu posibil. Nu cât el a zis. Atunci, nu-ți compic și o să întoarc înapoi. Precis. La sigur. Așa. După care, prietul cum continuă în jos. Ce apare următor? Furie. Furie. Furie apare pe urmă. Frică. Până la panic mai este frica. Așa. Apare frica. Tac, 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 tac. Următorul treaba să facă. Dar cât el a zis? Parc, parc, eu aștept că el se întoarcă înapoi, dar el nu se întoarce. Dar minusul de la bani activi, el îți mărește? Dar eu am vrut să fac extragere, să-mi cumpăr acolo, nu știu ce, dar din cauza la tranzacția asta, eu n-am pot să fac în momentul ăsta, trebuia să aștept două luni. Nu, nu poți fi așa. De aici să începe. El acuși mai are un pic să ajungă până la stop loss. Dar de ce eu să nu iau stop loss-ul ăsta, să fiu mai șmicher, doar eu sunt mai șmicher decât piața internațională, corect? Da, înseamnă că eu am să iau pe bruxul ăsta și să-l dau în jos. Așa. După care apare, panică, da, panică. Așa. Noi am dat stop-loss-ul în jos, dar tranzacția nu se întoarce înapoi. Prețul nu se întoarce înapoi. Ce facem noi aici? Sau mai îți schimb unul în să mai scrisăm să faci apoi bani. Aaa, dar vrei să-l duci puternic în jos? Dar de ce nu mai scrisăm?
deschide cu sălă. Iată, mai deschide de așa, o să-mi consult. Duc imediat sălul ăsta cu sălul ăsta, cu baiul ăsta și o să-i ies la zi. Corect? Doa. Ochi, încă, ui, bine. Mai deschis încă un sălă, ăsta nu toți fac. Nu toți au curajul ăsta, spunem așa. Deci, apare panica. Ce fac în cazul ăsta? Prostii, așa, prețul mai cade în jos, ești deja, voi stați cu deci pe mouse, iată, s-o închid. Mai mult nu pot să-mi permit minus mai mare, nu e posibil asta. De aici apare... Predare. Ce înseamnă predare? Gata, am închis tranzacția, m-am apăsat butonul roșu. Și mai departe, depresie, nu? Eu sunt cel mai rău trader, eu n-am cunoștințe, eu nu fac profit, dar fac profit. De ce în grupa asta spun că a făcut profit? Nu, nici nu mă aud că mă deranjează. Așa, după care. Sau mai pare întrebare, de ce a fost ca scopos, de ce l-a lăsat un scopos și-a mai cum, poate vă dădeți ceva în cot, puteți să le fac un pact la zaic, nu știu ce se întâmplă. Suntem de curt în istorie, puteți să-ți obligat în sus. Așa, stai, acuși, ați închis tranzacția, gata, minusul este fixat. După care, încă vreo 20-30 de puncte și de aici prețul face înapoi. Așa. Aici, la trader, se începe, cum așa? Acuși eu repede îmi iau revanș de piață. Acuși eu repede, cu 3 loturi, 5, 10, 20, 100 și îmi întorc tot minusul care eu l-am luat. Și încă în plus. Și în plus, dar voi cum? Eu m-am dus în minus din profitul care l-am făcut timp de 3 săptămâni? Cum așa e posibil? E final de lună, dar eu sunt cu planul neîndeplinit. Ai repede să-mi iau revanș. Păi ați știți, atunci când traderul își ia revanș de piață, ăsta e cel mai stupid fapt care poate să existe. Când într-un sistem intră un activ străin, îl aruncă. Exact așa se întâmplă și cu traderul pe piață. Eu nu știu, voi ați avut așa cazuri? Nu ați avut, domnule, tu ați avut? Cunoașteți? Da. Ne-am ascultat, Interesant, nu știu, ascultam. De ce l-am pierdut?
Da? Să mă salveți. Eu dacă intram atunci în piață, tu îi pierdeam și celălalt. Eu eram în piață, nu era să gândesc rece, ca să fac bani. Dar am vrut să mă răzbun, să-mi întorc bani înapoi. Și asta e cel mai rău. Nu este răzbun. Tu nu gândești rece, tu nu vezi direcția corectă, tu nu vezi momentul corect. Așa mai departe. Eu îi mulțumesc că mă zădească, mă atunci am oferit. Nu știu că aveți, hai să văd cum să acționez. Bine, voi să te faci, ce să te faci, după aceea să te faci. Cum să iei pe timp două? Pe timp? Cum să iei? Primii două săptămâni de înștiință. Eu nu putem mă plăim pe cap gândul. Cum eu am pierdut pe unul, trei zile mi-a dus la cot și eu după timp pe cap gândul ăsta. Da, după două săptămâni deja. Dar oricum. Gândul ăsta că ăla e cu cât de ești că ai pierdut așa bani. Dar greșeala mea, eu nu sunt urmă de piață sau cineva. Greșeala mea, eu știu când zodează de clos, greșeala mea că m-am asigurat. Eu pierdeam doar în momentul de față, atunci pierdeam 25% din cot, dacă m-am asigurat, cine ce mai fac. Dar am avut cum să mă asigurat. Oli, eu am avut stii. Eu am avut oli. În cauza asta eu am pierdut contul meu. Deja după două luni de zile, eu am întrat și a început pe cei șorul. Acum am deja o lecție să totul e agresiv. Eu iubesc agresivitatea pe piață. Dar la început eu tranzacționam așa. Când la doilea cont, am început, am șmiert așa. Fiecare de tranzacție era calculată. În momentul de gheață, de intrare, nu fugem de una piersă. Iată așa. Nu îți credem să facem o tranzacție. Nu știu de ce, la momentul de față, foarte mulți trader, eu chiar și amintea să văd, care mi-e cu ea. Ei fug de deschid mulți tranzacții. De la început eu am avut așa, dar cât timp nu știu, poate acum am mai bine. Ești gândesc, dacă ați schimb 10 tranzacții pe zi, ia să fac... Nu, dar știți cum este, este momentul ăsta, intrați, de exemplu, în instrument, vezi semnal. Ai rem de să intru. După care faci ce faci, mai intru în instrument. Oh, semnal bun. Ai simt și aici. Mai intru în instrument. Bun semnal. Vem și aici. Ai vezi acolo un grup, cineva mai scrie de ăsta, îmi fie cu fixat profit, de nu știu mai ce. Eu sunt tot ce eu fixat, dar eu nu sunt fixat profit. Ai simt și cu instrumentul ăsta. Și când trezești, ai undeva pe reușesc, găzești tranzacții. Nu e problema, eu nu reușesc să le gestionez. Și asta e problema, dar voi automat vă spăriți să mai mulți. Voi automat vă spăriți, ați schis iTunes, că este, dacă aveți un cont de milioane, atunci, da, 20 tranzacții de milioane, asta e ridicator. Dacă voi intră cu 10.000, 20.000, și îmi schis 20 tranzacții, automat 100% contul este pus la loc. Riscul mai mărit, de data e mărit. De ce este timpul, dacă nu știu dacă îmi spuneți, dacă nu este piesă de angajare, deci timpul în condiție mai este de angajare, tăța se încheie contract, acolo este automat îmi spune că nu mai mult de 5 tranzacții cu comitet. Da. Asta nu credeți că așa vrei cu comitet. Asta e conform să mai mărit. Asta că voi să vă învățați să tranzacționați corect. Că nu se are, am 10.000, am scris 10 tranzacții pe odată. Cum e scos bani? Deci noi cunoaștem, dacă facem analiza la USDX,
spre exemplu, dacă el crește, ceilalți instrumente care cad, care cresc, foarte, foarte simplu. Ele merg toate în tandem, totul este bine și frumos, da? Așa. Acum, când intram cu piață, intram cu 5 tranzacții odată. De ce? Pentru că, repede, analiza la dolarul american, după care am luat aceste de bază. Ce pe fi cu IOSDA, IOSDA CAD, IOSDA, 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 mai scurt, 5 cotații de bază. Dacă, spre exemplu, am făcut analiza Kelly Crisp, care va sell, buy, sell, buy, sell, buy, am văzut un alt rumesc, a doua rumesc, a treia rumesc. Gata, super, eu am găsit strategia după caracterul meu, totul este bine și frumos. Și într-adevăr, mergea. Mi-aduc aminte, am făcut, aveam vreo 3 săptămâni de tranzacționare, când nu aveam o lună, dar prima lună mă cunoaștem chestia asigurarea contului. Da? Eu sunt de traderi care beneficiază de asigurarea contului. Aveam profit, eram finișor, mi-aduc aminte, făcusem profit pe impuls, adică aveam 5 tranzacții, am intrat pe impulsuri, fixat profit. Undeva seara pe la vreo orele 9, deja după impulsuri mi-a să fie corecție. Nu mă cunoaștem. După impuls trebuie să fie corecție. Eu am făcut profit pe impuls. Dar de ce eu nu fac profit? Corecție! Dacă voi să înțelegeți, când am intrat pe corecție, tot așa, 5 tranzacții, nici de cum să micșorez volumul. Dar cum eu pot să micșorez volumul? Nici de cum, luând în considerație că acestea sunt corecții, și evident că am plasat stop-loss-uri destul de măricite după ce m-am condus, nu pot să vă spun acum, nu țin minte. Erau stop-loss-urile destul de mari. Între timp, căutam apartamente. Pentru că, luând în considerație că eu 3 săptămâni am făcut profit, eu credeam că mereu așa o să meargă. Ce nu, dar pe o lună viitoare cumpăr apartament, nu? Am deschis tranzacțiile, era un profit, deja liniștit, m-am mutat. Numai că nu știu de ce nu foloseam stop-loss pozitiv. Stop-loss pozitiv, ordine amânate, sau poate că eu am lipsit de la lecția aceea, dar sincer nu pot să vă spun de ce nu le foloseam. Nu știam că este, sau am mutat. Am trezit dimineața, din cauza că erau 5 tranzacții, toate stop-loss-urile mari, toate în minus. Tot profitul care eu l-am făcut timp de 3 săptămâni, am rămas la zero. Adică s-o primit că aveam numai depozitul care eu am intrat din stat. Banii mei plus banii companiei. Dacă cineva avea să-mi spună, oprește, era super, pentru că până la urmă eu n-am intrat în minus. Dar, neavând cine să-mi spună, dar știți când trezești și vezi că rămâi fără profit, parcă ai în momentul ăsta când infervânt tot. Dar cum așa? Cum așa e posibil? Dacă eu doar cu apartament vreau să-mi cumpăr, hai repede, eu să-mi iau reban și pe piață. Mi-aduc aminte, am pornit market discussion, 5 minute. Dacă m-am uitat, gata, n-am mai avut răbdare, mă repede să-mi întorc banii de pe piață. Și am deschis tot 5 tranzacții, tot așa cum eu făceam, pentru că asta merge, asta lucrează, numai cu volum de 3 ori mai mare. Toate tranzacțiile în minus. Și iată de aici s-au început toate momentele date. Mi-aduc aminte, vorbeam cu consultantul meu și el îmi spune, uite, ok, loturile ai făcut, da. Asigură, toate sunt stop-loss, da. Poți să le închizi toate, așteaptă deja până la final de lună că compania o să bată banii înapoi. Așa am făcut. Deci eu am așteptat 30 zile, am închis toate tranzacții și vreau compania mi-a întors banii înapoi, folosind de asigurare. De asta, prin momentele date, tot trebuie. Nu credeți că sunteți mai deosebit sau nu credeți că ceva la voi nu e cum trebuie, cu cunoștințele sau cu nu știu mai ce. Pur și simplu trebuie răbdare. Răbdare și... Cel mai interesant de fapt că, pe cum spune doctora Elena, eu am început cu o profil. Și el îmi deja, gata, și eu sunt expert, expertul vă puteți să-ți place alea să vreau să. Dar pe unul, în urmă, nu puteți să vă împăcați cu gândul, cu poate și așa tranzacție. Foarte profit și poți să fii greșit. Și îți pierdeți să mai analizezi tranzacția și să merg conform acestor trei cum. Persoanele care eu primul stop loss, apoi ăștia analizează tranzacția atât de amănunțit, încât îi găsesc cum greșesc, de ce greșesc. Dar persoanele care eu primul, știi să-mi spune mie consultantul, eu știu și fac, eu știu nevitat ce fac, eu profit, fac, fac. Vă dau un bani. Dar ce, dumneavoastră nu vreți că eu să fac bani? Da, vă dau, dau un bani în privire. După pierde cum au fost să le luați. Comerționare și credei că portați încredere. Cred că ați pierdut încrederea lui.
Vă spun, până la final de lună mi-a mai rămăsese undeva 3 zile lucrătoare plus 2 de weekend. După 30 zile lucrătoare, trebuie 30 zile calendaristice, trebuie descris ticheta, da? Noi cunoaștem cei care folosesc de asigurare. Eu din Castonăș. Eu lucram, mi-aduc aminte la lucru, nu am fost, am spus că am udamit, nu știu mai ce, eu pur și simplu din Castonăș, eram în depresie. Și poate mulți o să mă înțeleagă, e ceva normal aceasta. Pur și simplu cineva poate trece mai ușor pe chestia asta. Când am început să tranzacționez, îndată, nu mai mi-aduc aminte că mi-au întors banii, îndată, nu am mai așteptat nu știu ce, îndată am început să transmit. Exact aceeași strategie. Eu serios. Și parcă... Dar tot frică că, uite, păi da, am să dau iar în bani. Eu nu mă gândeam la asta. Eu mă gândeam cum mai repede să fac bani. Serios. Da, cum mai repede o să fac bani. Pentru că la mine în cap era nu fapt că eu am luat experiență din pe asta. La mine era că eu am o lună pierdută. Da, pe când eu în luna asta puteam să fac profit. Hai repede încă o dată să fac așa. Ce-a făcut? Și asta a generat a 3 reinvestiții. Da. Undeva deja tu înțelegi că trebuie să te oprești. Înțelegi? Bun, înțelegi. Ce s-o schimbat? Da, cum ați schimbat? Ați început să analizați? Da. Aici deja am... Frică de a intra de nou. Nu, frică niciodată n-am avut. Nu știu la ce îți generează momentul ăsta, dar niciodată n-am avut frică. Și eu înțeleg că era... Nu, de exemplu, mă rog, cineva ne-a povestit că zis că doamnă tot așa a luat și avea frică. Ei nu știe, ei spune că e gata, nu mai știe să analizeze tranzacțiile și avea o frică enormă de a intra. Corect. Aici îți pare că nu vezi semnale de intrare în piață. Te uiți la grafice și pur și simplu foaia albă. Corect. Aceasta se generează din cauza la frică. Eu am avut așa trăire. Dar atunci când începi să deschizi tranzacții, e foarte, o soluție foarte simplă. Deschizi tranzacții vorbim foarte micuți. 0-1, 0-2 și deja vezi tranzacții tale se duc în profit. Din cauza că volumul micut, pe voi nu vă deranjați și voi lăsați tranzacțiile. Dar toți, voi puteți să faceți analiza. Și din cauza că voi aveți tranzacțiile cu volumul micut, voi lăsați și se duc în profit. Și încet-încet, încrederea scapă. După tranzacție cu 0-1, de ajuns treacă 2-3 zile și automat intrați 3-4 loturi, cum și de obicei. Dar niciodată nimeni n-a să încercați la TTM-ul, să înscriți un cont și nu vă spuneți o creșteți. Asta vă arăt. Eu am așa, dar nu am intenționat. Nu, dar când ne prezervați condiții. Intenționat? Nu. Pasați sensul pe care încercați. Bună idee. 50-100% costul 30 și doar spărți cu fiime mare de 7 puncte. Adică contați valutare. Spați valutare, da. Și nu vă axați spații cu fiime. Da, să vă aveți. Plăbități prost. Și nimeni, toți vedeau un profil. Toți vedeau un profil. Da. Toți vedeau un profil. Iată aici, într-adevăr, am mai auzit... Și când lua așa creală, zică, aaa, pe demo și reală nu-i până acasă. Da. Simplu, diferența dintre demo și reală este faptul că vă lăsați tranzacții. Le lăsați, nu le urmăriți, nu le gestionați, nu le monitorizați. Și din cauza aceasta, ei reduc în profil. Pentru că noi, încă o dată vă spun, analiză și prognoză, tot putem să facem. Cunoștințe noi avem, nu așa, dar iată așa. Aici merge vorba de factorul psihologic. Da, iată noi împreună cu domnul Victor vă propunem 10 soluții sau 10 reguli. Dacă o să le folosim, o să mergem în profit. Vă imaginați, noi conducem fără a avea reguli de circulație, ca India. Primul stâlp. Exact așa. Sau prima mașină. E vinovat de drumul? Pe unde noi mergem? E vinovat copacul care e, sau pilonul? Cine e vinovat? Noi suntem vinovieți. Exact așa percepeți și în tranzacționare. Adică îl percepeți în primul rând ca pe o afacere? De ce iată noi asociem domeniul dat ca pe o afacere? V-ați pus întrebarea? Investim... Că investim bani? Că investim bani, nu? Deci e dezvolt personal. Nu, încă idei. De ce noi îl percepem ca pe o afacere? Îl percepem sau nu? Îl percepem. De ce noi mereu îl asociam ca pe o afacere? Cel puțin la mine trei de limbare.
aleg deja îi zgrâi urechi când aud de afaceri. Anumit domeniul dat, e afaceri și gata. Noi trebuie să ne piețe, adică de fiecare moment noi ne uităm la piață și trebuie să luăm decizii în momentul dat cum piața merge. Adică suntem flexibili la piață. Cumpărăm și vinde. Da. Poate fi o afacere în care nu cumpărăm și vinde. De ce? Iată de ce. V-ați gândit la argumentul ăsta? De ce nu orice afacere trebuie să aducă profit. Ok, bun. Orice investiție tot trebuie să aducă profit. Încă? Încă? Haideți! Da. Ok. În loterii toți îmi câștigă și pierde. Încă? Haideți, vom vizionez. Afacerii ne-am axat prea mult pe valoarea banului, pe importanța banului pe care o avem în cont. Și fără afaceri ne axăm pe importanța banului? De atâta îl asociem cu afacere. De ce? Eu ce am de persoană care am întrebat-o ce ți-ai afacere? Să vă ocupați. Afacerii pentru că avea ocupați? Să ne dezvoltăm. Nu. Deși și nu, fiind cineva face de plășeri, vă face. De plășeri? Sunt tot de plășeri când ești? Da, 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 da. Ce înseamnă o afacere? Este o idee în care urma unui proces îți aduce bani, corect? Dintr-un dolar noi facem 2 dolari. În urma unui proces, cât de bine este îndeplinit procesul dat, el nouă ne generează profit. Acum de aici și întrebarea. Atunci când noi construim o afacere, noi în primul rând ne facem planul de acțiune. Planul. Noi doar nu începem să facem, dezvoltăm o afacere, pur și simplu m-am trezit dimineața, eu deschid o afacere. Trebuie proiect, trebuie investiții, hai, secția 4, criteriile de lege o afacere, totul fiecare sub punct. Trebuie să fie totul pus la punct. Exact așa, dacă traderul percepe domeniul dat ca pe o afacere, cel puțin o să aibă un plan de tranzacționare. El nu o să intre caotic. Azi soare, hai eu să fac niște profit pe natural gas. Nu trebuie să fie așa. Traderul dacă tranzacționează caotic, el repede crește, repede cai. De la euforie până la depresie un fir de azi. Credeți-mă, cei care nu știu, o știți. Dacă o să-l percepeți ca o loterie. Așa, deci, soluțiile. Toți au fixe ca țări, da? Așa, soluții. La fel puteți să-l asociați și cu conducerea. Condusul automobilului. Dacă noi ne conducem după reguli circulație, este mare probabilitate ca noi să nu cădem în accident. Sau cel puțin să nu avem probleme la...
graficile și jos sunt tranzacțiile, da? Active. De ce? Pentru că eu văd grafic și automat trebuie să văd tranzacțiile. Zduci tranzacția mea în profit sau nu zduci? Din cauza la asta, spre exemplu, noi avem aici tranzacție, este în minus. Acum, aici graficul. Eu văd, parcă ar trebui să crească, da? Spre exemplu, din cauza că este minusul dat, poate el să mai mărește, ce facem noi? Închidem tranzacția. Sau să începem modificarea de profit stop loss. Am înțeles în momentul dat, nu mă duc departe, vorbesc însuși de mine. Numai atunci când am venit să lucrez ca consultant financiar și vă spun de ce. Când am început să duc lecții, noi oricum suntem cu graficile în fața noastră. Și eu știu doar unde am deschis tranzacția. Mi-era foarte greu să mă concentrez la lecții, pe când eu știu că iată acolo am tranzacția deschis și eu zice, minus, ce să fac eu aici? Când deja lucrez o perioadă mai îndelungată, pur și simplu îți închis emoțiile date. Pentru că, da, tu realizezi, chiar dacă lucrezi cu graficile, tu nu vezi, iată, tranzacțiile date. Și din cauza asta ți-e foarte și foarte ușor. De asta, atunci când voi aveți graficile deschise, închideți bara aceasta unde voi vedeți rezultatul tranzacțiilor. Și o să vedeți cât de ușor o să fie. Asta nu înseamnă că voi mâine o să deveniți foarte și foarte rece pe azi. Nu. Dar asta e unul dintre momentele care voi o să vă ajute. Și aici voi fost în caz real, tot așa faceți graficile deschise, cu tranzacțiile deschise. Și persoana a fost impus să modifice graficul. Întâmplător, au apăsat pe consens că nu trebuie să închidă. Și era tranzacții la lac. Opa! În minus. În minus, da. Tranzacții în minus. După aceea ea o să mă minus și după aceea s-a întâmplat la bost. Ok, contul e permis ca să poată duce. Dar voi imaginați-vă că tot stați cu toate tranzacțiile astea deschise și după tot vreți să faci cu ceva. Vreau să modificați-vă. Și întâmplător o să spui. Dar eram curtit. Dar nu ne-am plăcut. De ce nu trebuie? Asta nu trebuie să fie. Asta urmăriți în momentul când aveți nevoie să vedeți care se face. Și închideți. Sau vedeți cu dintr-o tranzacție. Poate vedeți să faceți analiza la tranzacție pe care dumneavoastră le-ați făcut. Doar atunci fiți schis. Dar când văd toți traderii, sau mai este încă o nuanță, bine, evident, noi o parte atrag toți treci. Și nimic, acord, și trenduri, mai multe strategii. Bine, platforma și toate indicatorii pus pe platformă. Platforma nu se înțelege nici așa. Și trebuie să arăți și să zici. Și bine să mai zicea. Nu te-ai luat. Este excepție că îți poate tranzacționa cu pară ca care? Scalpel. Nu. Dar dumneavoastră, pardon, faci scalpel sau faci scalpel? Am încă pe rată. Serios? Niciodată n-are cum așa să faci scalpel. De ce? E necesit ca o continuare, nu e un volum foarte mare. Dar e persoane care de termin cu ăsta sunt. Eu nu văd sensul cum să îți faci calcul pe loc. Nu vedeți pe fit. Eu nu înțeles pentru ce. Pentru loc. Da. Da, asta... Eu nu sunt de acord. Deloc. De ce? Pentru că nu poate fi tranzacționare corectă. Fiecare trader își are scopul lui. Fiecare trader se simte mai bine așa cum el vede. Iată, deseori întâlnesc momentul ăsta. Eu am fost analiza voastră, acolo e așa, dar la mine un pic e altfel. Dar e corect dacă eu am să închid tranzacția mai rapid. Dar e corect dacă eu o să fac analiza în M5. Da! Dacă voi vă simțiți aici mai bine, da! Dar cum? Eu din punctul meu de vedere am zis. Eu scam nu iubesc. De ce? Eu am scris o tranzacție și știu că se fac profitul la maxim. Dar scalping e just timp. Nu mai am timpul lui costă bani. Da, dar cum am mai spus, nu ați faci scolor. Eu scalping fac, dacă m-am pus să fac, apoi o să-i duc. Dacă este, eu înțeleg că e scalping. Dar pe urmă, nu mă înțeles. Asta e doar părerea mea. Vă iertăm. Așa. Deci, soluții, închidem bara unde avem tranzacțiile active. Hai de fapt. 2. Trecem la un interval. De timp mai îndelungat. Ce-am zis pe acolo? Ce-am zis pe acolo? Nu,
avem, am vrut să atrag atenția aici. Spre exemplu, trader-ul schimbă tranzacția în H4. Da? Avem deja trader schimbă în H4, da? Așa, acum vezi cum pic duce în minus. Hai repede să mă duc în M30 sau în M15 să văd mai are ea din tot în minus sau tot și se întoarce înapoi. Așa, cum noi cunoaștem? Dacă noi ne uităm în perioadă mai scurtă de timp, acolo sunt fluctuații și în sus și în jos și în sus și în jos și în jos. Dar atunci când noi monitorizăm tranzacția în H4, dacă e deschis-o în H4, monitorizează-o în H4. Sau cel mai bine treci în daily. Și vouă îți va fi mult mai ușor. De ce? Pentru că în daily vouă vă arată gata, ciclul de creștere, spre exemplu. Și gata, voi stați liniștiți. Nu, stai un pic, oricum o să ajungă tranzacția în profit. Dar dacă noi ne ducem în perioadă mai scurtă, acolo deja sunt fluctuații. Ei, nu, trebuie deci să întoarce înapoi, de repede să închid tranzacția. Da, și cum trebuie să duci în lăsat-o? Cine minimum pot să intru în perioada aceea micuță de timp? Pentru că chiar și iată, în momentele date, voi puteți să le vedeți ușor după stohastic. Cine folosește stohasticul? Dacă, spre exemplu, în H4 nouă ne arată cădere, în H1 creștere, da? Și deci voi nu înțelegeți. Asta e panică și numai rău. H4 e... Și sunt pentru că H4 merge jos, dar H1 merge sus. Deschidem bani. Pa H1, după H4. Dă-i să închid să nu deschid bai. Și închideți să nu vină, deschideți bai, acolo e o fluctuație foarte, foarte micuță, după care prețul întoarce înapoi și luați și minus de acolo și minus de acolo. Mai sunt momente când prețul este în început, poate și noi, nu știu, poate ați avut momente de astea. Deschis bai, prețul întoarce înapoi. Ce faci? Închis bai un minut, deschis său. Prețul întoarce înapoi. Închis său un minut, deschis bai. Prețul întoarce înapoi. Închis bai un minut, deschis său. Prețul întoarce înapoi. Închis său un minut, deschis bai. Și tot așa bai său, bai său, bai său, bai său, până realizezi jumătate de pozit nu. Da? Au fost așa momente. Așa, aici foarte simplu, dar... deci, trei. Analizează doar nivelul de închidere al net. Adică prețul de închidere a lumânării. Așa. Cum și-am menționat, la ce noi atragem atenția? Aha. S-a format o lumânare albă, termică, ea este în, activă, a noi îți creați dispoziția. Păi stai un pic, dacă trebuie să cumpără, hai să cumpăr și eu, dar de ce eu o să fac profit? Acum, e de ajuns să fie 3 minute înainte de finisarea lumânării? Deci se întâmplă, vă las o umbră, iată ceva de genul ăsta. Încă una de confirmare, neagră, zici, prețul duce în jos. Și voi rămâneți cu baiul activ. Foarte des aceasta se întâmplă. Atunci când, iată, desigur spun fraza aceasta, lui Buffett, atunci când toți lăcomesc, eu mă abțin. Iată de aici și momentul ăsta, aici toți lăcomesc. Cei care au poziții de cumpărare, dă să mai deschid încă un bai. Dar pe tici, dacă prețul frumos crește, deci eu nu mai deschid. Și aici deja la voi încredere mai mare. Dacă primul bai a fost cu un lot, dar de ce eu cu un lot? Prețul crește, hai să intru cu 5 loturi. Și de ajuns că eu îți formez doar umbra aceasta, atât profit care voi l-ați făcut de pe un lot, dar duce în minus. Sau ieși la zero. În cel mai bun caz. În cel mai bun caz, corect. Așa. Deci, analizăm doar la nivel de închid, atunci când lumânarea se închide. Numai atunci noi deschidem tranzacția. Aici putem să asociem cu aceeași confirmare. Așa, 4. Stop loss calculat. Sau riscul. Iată aici, cu riscul. Cu riscul, pentru cineva se conduce după risc 5%, cineva se conduce după risc 10%, cineva 50%. Fiecare este mesta băti. De ce? Pentru că sunt trei scopuri. Cei care se orientează la 10-15% profit, da? Cunoaștem de asta. Aici conform risk money management. Dar aici nu e interesant. Nu-i motivația asta, nu? Cei care la 20-30% profit
sticker la 50-80% profit. Sunt trei scopuri. Fiecare, toate trei poate fi îndeplinite. De asta, cu riscul, fiecare deja decide câte tranzacții îl trebuie să deschidă, cât el își permite să piardă. Pentru cum și-am spus, fiecare tranzacție care noi deschidem e practic 50-50. Și noi înțelegem că dacă piața merge contra, cum noi aici să acționăm, ca ulterior să ieși un profit. De asta, riscul teoretic, iată, el am zis, de exemplu, nu trebuie să depășească 5%. Înseamnă că fie, haideți, ăsta e $1000. $1000 ăsta îți primirește 100 de puncte. Și aici deja voi decide, stop loss. Fie deschideți o tranzacție cu un lot, stop loss-ul de 100 de puncte, fie, noi doar nu punem tot riscul pe o singură tranzacție, tot profitul pe o singură tranzacție, corect, noi diversificăm. Ama, acum cum poate fi? Două tranzacții cu 0,5 cu stop loss-uri de 100 de puncte sau 4 tranzacții cu 0,5 toate cu stop loss-urile de cât 50 de puncte sau 100 de tranzacții cu 10 tranzacții cu 0,1 toate cu stop loss-urile de 100 de puncte. Spate așa? Spate? Da, ca noi să ne încadrăm în tot acest 5%. Și aici deja, care este probabilitatea ca noi să ne ducem în minus? Din 10 tranzacții, cât eu știu în profit? 3, 4, 5 la 5, din 10 tranzacții, cât eu știu în profit? 10. 10 poate fi de 10. Cel puțin 7 îți duc în profit. Îți nu am putut 3 în profit. Adică, voi duceți la intuiție să-i deschis, practic, toate după profil. De bine, de știu, e ratament care este. Poți să-i deschis la pe cei la anii 3, de exemplu. Deci, la anii 7, nu-i deschis. Așa. Deci, stop loss calculat. Dacă, din cauza aceasta, voi îți fiți iarăși. Nu se întâmplă tot acest spectru de emoții, pentru că atunci când noi am intrat conștient pe piață, ne-am micșorat volumul, ceea ce a generat la încadrarea în riscul nostru, la fiecare diferit. De asta fiecare și-o calculează pentru scopul lui. Așa, ați dorit să adăugați ceva? Efectul la scopul și nu, deci nu la 7, poți fi 5 la 5. Poți fi 4 la 6. De ce? E randamentul ăsta, toată partea teoretică randamentul. Nu ajungem la 1 și 2, sau 1 și 3. Dar de ce? Ajungem 1 la 1. De care să ne lăsați că nu vă astăzi maxați pe randamentul 1 la 1? Da, mai repede să se simte din contracția că sunt din piață. Nu avem... Noi conform analizei care face, noi nu ne ajungem pe prețul punctul cealaltă. Numai cum spun eu la grupa aia, care până sus, dacă jos pornească 100, până sus ajungem la 20. Dar știți... Vreți sau nu? Da. Noi când stop loss-ul la 100 de puncte, dar totul mai mult. Dacă din punctul, da, dacă prețul pornește, aici. Corect, deschis și direcția și momentul de intrare, momentul de ieșire aici. De 100 de persoane, aici ajung la 20. Pentru că eu fac și lucrurile și noi avem frică, iar el ajunge la jumătate de... Când ajungem punctul, pornești 2 pași înainte, unul înapoi. Cu punctul când faci punctul înapoi, când jumătate de ei, pleacă. De ce? Să gândești faptul psihologic asta funcționează. Gândești că am avut 500 de dolari profit și acum a rămas 300. Că e de la cât ești mai tare, că să închidești. Și 50, minus 50. După aia merge iar 2 pași înainte, până acolo. Punctul dat, încă 30. Minus 30. Nu-mi place așa cum am 20 persoane. Dar voi, piecă, puteți să ne ajungi cu ei, să vă vrească de punctul A, să ajungi cu da, dar aici ați avut un figur pe drumul dat, fără să aici. Nu, e ca Tamala prima când pornește deja de-am fac, ea pornește și ea... Da, aici e de acord, poți fac figurul, dacă vreau să iei figurul.
Da. Da. Contul, da? Și trebuie să poată să renuiești. Și îmi place la apotecă atunci, da, e văd dublu. Dar eu, dacă renuiești, nu știu foarte, cum pot să știu eu cum vin vorbesc. Nu știu cum vin vorbesc. În contul ăștia pot să nu iei. Ce face bolava acum, ce face bolava, eu. După să aprați, pot duce, se duce. Acum, în momentul, ce-ați fac cu bolava? Așteptăm scadă, dar nu știu. Nu, nu că sunt
scade depozitul, pentru că fiecare cunoștință, noi avem cunoștință și știm când scoate pe tot depozitul. Dar, în cazul dat, frica, într-adevăr e frica, nu are încredere atât în strategie cât și în el. Dar piața simte, persoanele care sunt slabe, foarte și foarte ușor îi dă într-o parte, dacă nu își întărește caracterul, e precum și în societate. Cine sunt cei care într-adevăr conduc? Cine sunt liderii? Aceia puternici, care poate, el poate nu-i corect, dar așa îți demonstrează viziunea lui, parcă tu ești de acord cu dânsul. Exact așa și piața. Poziții tari. Eu nu în zadar spune că traderii sunt persoane cu emoții puternice. Și apropo, asta o să vă ajute și în viața de zi cu zi. Credeți-mă, o să vă întăriți așa emoțiile, că nimeni nu poate să vă doboare. Așa, nu plasăm stop-loss prea micuri. Mai departe. 6. Iată aici un moment foarte interesant. Activitate fizică. Și voi să mă întrebați. Ce legătură are? Da? Directă. Corect. Legătură directă. De ce? De ce noi avem nevoie de activitate fizică? Acum, cine activează tranzacționează și cine mă tranzacționează? Toți activează. Este cineva care stă acasă și schimbă tranzacții? Și ce ați observat? A fost un mes de afacere. Eu, din experiență, mă pot spun la început, când de-abia învățam, vineam la curs aici, tranzacționam pe temă, a avut 2 săptămâni de vacanță, să zicem, stăteam acasă și tranzacționam pe temă. În perioada aia, avem impresia că îmbucnește tot în casă. Absolut tot. Nu numai capul, dar și soțul, și părinții, și zora, și fratele, și tot. Toți erau vinoveți. Da, toți erau vinoveți. Acum am ieșit la muncă, am deschis, de exemplu, dimineața câteva tranzacții, dacă se primește dimineața, dacă nu, pe parcursul zilei mă mai uit ce reușesc. Dacă nu, seara mă pun, văd ce ești cum. Și cum vă simțiți pe mine? Acum să vă dați-vă dar un exemplu. Vorbeam într-o zi concretă și v-am spus Elena. Știți ce soluție am găsit pentru tranzacțiile care îți duc în minus? Dacă înainte tranzacționam, făceam analiza la calculator, apoi deja am televizorul și pur și simplu mi-am conectat tastatura. De ce îți trebuie să vezi graf ce mai mare sau care e problema? Nu! În cazul în care eu iau un minus, ca să nu arunc calculatorul în moment, arunc tastatura și super, nu mai dă tot în da, exact. De asta așa vă un life hack, da, pe viitor. Ca să urmăcați căpătorul în pământ. În caz că dacă stăm de am mult, chiar pe reală, sunt zile că nu, mă rog. Și dacă stai mult, mai rău faci. Mai rău faci. Ce chiar faci și gafe? Scată, e roșu, de gata, hai. Și că stai să facă calculatorul, că e deja din soluții ca... Scaldă, deci, activitate fizică. Aici nu se referă numai la fapt că voi mai aveți o activitate pe lângă trading. Sportul. Vă eliberează rațiunea de toate momentele nocive. Sau, cum spune un cunoscut de meu, vă eliberează gunoiul. De ce? Pentru că atunci când voi faceți activitate fizică, voi reușiți să vă relaxați. Creierul, într-adevăr, se relaxează. Poți să luați somn. Somnul, noaptea nu tranzacționăm. Noaptea piața nu e activă. Și noi avem aici un noroc foarte, foarte mare, că noi prindem 2 sesiuni, americană și europeană, ziua. Noi putem să percepem tranzacționarea ca un job, ca un lucru. De asta ziua tranzacționăm, noaptea dormim. Eu am avut caz când trader a intrat în minus, fără ca mie să-mi spună, trei zile, au făcut în primul rând o reinvestiție, că el poate să tranzacționeze.
El s-a dus în minus jumătate de cont, dar nu a ascultat. Făcut ceea ce el a vrut să facă. În minus jumătate de cont, după care singur el s-a dus și a reinvestit, fără ca să spună, după care 3 zile el pur și simplu nu a ieșit de piață. Noi, asta a fost luni, el avea o sarcină nu îndeplinită, trebuia vineri să vină la analiza tranzacțiilor, ca noi să vedem cum el a lucrat. Din cauza asta, el toată săptămâna el a făcut ceea ce a vrut. Când a venit vineri la analiza tranzacțiilor, pur și simplu avea niște ochi iat așa. Dar știți ce am făcut? Dar deci mă duc, el e în profit. Într-adevăr, și el a ieșit în profit, era în profit. Dar știți ce am făcut? Dar eu am fost și-o sănătiți, dar eu trei nopți am dormit, dar eu tot și-o am demonstrat, eu pot. Da, el mie mi-a demonstrat, dar pentru dânsul e bun, e bine asta? Nu. Odată eu mers, pe urmă n-avea să meargă. De asta e foarte important că voi să aveți și activitate fizică și somn. Și acum, când zis atunci de cont, eu automatic împărat abonament la sală. Automatic împărat abonament la sală. Acum zice că o să-ți scăd că știe. Așa. Când scrieți un cont, automat și abonament la sală. Pentru ce nu trebuie să-ți scăpea de fiecare. Sau cum de o grușă. Sau o grușă, da. Șapte. Tranzacționat prin instrument preferat. Și plus strategie. Aici intră ambele. Am prieteni care vin și spun, nu îmi plac mie cotațiile, valutare, nu mi-e interesant mie acolo. Mie îmi place natural gas și petrol. Eu acolo vreau. Ok, nicio problemă. Tranzacționează acolo. Dar nu uita că trebuie să ai, unu, strategia corectă plus depozitul care să-ți permită să tranzacționezi pe aceste instrumente. Mai am traderi care caută multe strategii. Lui pare cât mai mult masterclass-ul el o să vină, cu atât mai multe strategii, cu atât mai mult el o să cunoască și cum și-a spus și dumneavoastră. Vin traderi într-adevăr care deschid calculator și acolo și indicatorul de trend, și indicatorul oscilator, și strategii nu știu de care, și disene nu știu de care. Până la urmă tu nu vezi dumneavoastră. Cel mai important e că eu am un trader, eu s-o luat trei cotații care studiază. Eu, ca să studiez într-o test, e bine, ca să știu cum. La momentul de față, stau reacționează și la dânsul merge la port, drumul la trei, la anamentul de om. Nu deschide fiecare să fost. Una, două, săptămâni. Dar anamentul, unul mai trebuie. Sază, el e din domeniul IT-ului, pentru că a făcut o formulă. Care se calculeze, când vă vede, iară, toate. Dar s-a luat, nu că fugi din instrument de alt, a luat fugă azi pe euro, mă ridice și pe euro, mă ridice și pe euro, și a tratat. Are euro, ios de cadu și petrol. Da. Este? Are el, nu este? Ios de cadu, mergi foarte bine. Nu e de exemplu care îmi place. Petrol mergi foarte bine. Cu mine nu încercați să vă contrazic. Dacă eu traduc argumente pe toți prin natural gas și pe S&P, oricare instrument, nu pot să care fiecare are un lucru. Corect, corect. De asta eu spun. Neapărat instrument preferat. Neapărat. Așa, o, completarea jurnalului de performanțe. Așa. Da. Numai sincer, cine face analiza la toate tranzacții? La început. Nimeni, nici eu nu făceam. Nimeni nu face, nu, am început să le fac atunci când am văzut că fac gatun. Și atunci am zis, nu, trebuie să pun jos, de ce eu fac gatun multe, adică... Știți că ce am observat aici un moment foarte interesant? Atunci când traitorul vin pe real și duce din start în profit, după care el poate să pierdă sau tot depozit sau poate ducă în minus mai mare. Pentru că el nu face analiză. El doar duce în profit pentru ce lui trebuie analiză. Când traderul începe cu minus, aici deja e un moment mai interesant. El un pic duce în minus, se oprește, analizează, după care spre, de la micuț spre mare, încetșor crește, crește, crește. Dar din start, când traderul duce în profit, îl face un pic de loterie, un pic de casino. Eu am un trader, nu știu cum mai este, dar e pornit, pentru mine a fost short. Eu nu știu, nu fac așa, el a zis și hai să facem analiza tranzacției. Persoana s-a deschis Excel-ul și în Excel avea fiecare cotație. De exemplu, care tranzacția s-a deschis. Spunea, acolo era să zice, divergență, convergență, vă spun, după fiecare cotație, după ce era deschis.
care punct de confirmare a fost. Bun. Dar tu trebuie să spui, eu de țară, tu și așa nu fac. Și după ce ăsta mie, care te duce toți studenții drepte, în care și așa, vreau și grupă în două să duci. Tot a lăsit pe un după ce așa. Cred că fac locupații în avea șefes. Da, asta la trebuie. Da, cei drepte au după așa să fac. Și locupații pentru că îți trebuie timpul. Da, da, asta din start îți face. Aici, statistica voastră. Cât tranzacții dus în profit, cât în minus lucrează strategia. Vreau să spun că mine foarte mult m-a ajutat. Eu practic din primele săptămâni mi-a sus în cont și când am început a analiza, hai să vedem unde greșesc și fac, de săptămână jumătate am ajuns la contul care nu. Așa, cine mai era așa situație? Eu că te-ar eu atunci, eu sunt, m-am mirat bine. Uite ce înseamnă dacă pui mine. Așa, corect. Da. Eu am văzut pur și simplu cum Predi analizează. Într-adevăr, vă spun. O luat strategia, aha, pe istorie, rete. Aici mă stai și nu mă fără nici o sentare pe nimic. Aici merge, merge. Lucrează! Este! O eu! Înțelegi? Nu, asta e greșit totalmente. Trebuie să vedeți potențialul, de, chiar dacă în istorie analizăm, potențialul de profit. În cât timp mă aranjează, nu mă aranjează, aici s-a făcut atât, aici s-a făcut atât, instrumentul ăsta așa, pe aici nu merg. Și ulterior voi vedeți deja, vă place sau nu vă place. Dar nu, da, e bun, hai. Înțeles? De asta vă place. Eu am spus la partea cu alții, strategie e bună. Merge. 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 Ultima rapare întrebare, eu nu mă întrebesc, mă fie voi. Dar eu nu știu cum eu asta funcționează, cum vreți să. Atunci, pe timpul restul. Nu funcționează. Pe timpul ei profit, o să pot să zic. 1000 de puncte, figurile funcționează. 1000 de procente. 1000 de procente, real. Iată, dacă voi vă uitați și în istorie, dacă voi vă uitați, Catalin nu-i corect, spunem că o strategie lucrează 100%, dar după experiență și după istorie, într-adevăr, 1000 de procente figurile lucrează. Cel mai bine lucrează figurile. Și astea sunt, este posibilitate pentru noi, precum și noutățile. Figura nu concret ne generează profit. Mișcare. Dar nu asta și ne trebuie, într-adevăr, să fie mișcare. Așa. Nouă. Atunci când, sau în timpul perioadelor neprofitabile, micșorăm, volum. Vreau să spune ce când se face minus, picura volum. Și de cot atent să apăriți. Da, repede sunt doar tot minus care l-a luat de pe piață. Repede. Cât mai repede, cu atât mai bine. Așa. Am luat 200 plus. Nu-i nimic strașnic. Se mai întâmplă. Asta e afacere. Vă imaginați restaurant. Au adus o restaurant de Asia, sushi, nu știu, ceva de genul ăsta. Au adus o partidă de pește și ca. Ce face aici? Să închide restaurantul? Nu. Da, este un minus, oarecare. Cum e inspecția muncii? Cineva îl ia, cineva nu.
cineva o să lui, o să îi uimească. În loc de stop loss, lucrăm cu ordinea mână. Cine de acord aici? Eu de acord. Numai de ce este alt moaț. Elegant. Stați, la lacăt noi mai ajungem. Dar vă spun de ce. Da, e pentru lacăt. Da. Vă spun de ce. Atunci când noi, spre exemplu, am plasat stop loss, minusul el deja e fixat. Tu nu poți schimbi, într-adevăr, nici cu mătru nu te ajută. Gata, minusul este. Aici voi un pic vă indispuneți. El afectează, vrei, nu vrei, afectează, cât de micuță nu ar fi. În cazul în care noi luăm, se activează ordinul amânat, deci lucrăm în lacăt. Da? Automat suntem în lacăt. Minusul este activ. Și aici tu ai șanse, este a doua șansă, precum, să să o mediezi, corect, el nu vă afectează, da, undeva e minus, majul e cu 4, nu nimic strașnic. Din tranzacția adăugătoare, voi puteți să ieșiți basma uscată din apă, să spunem așa, anume cu ordinea mânată. După statistica mea, și împreună cu alți străde, am pus această strategie, spunem așa, pe alți străde. Lucrează. Anume împreună cu trăderii mei. Vreți? Încercați. Nu? Iarăși, lucrați mai departe cu stop loss. Dar, după faptul ăsta, am înțeles că, într-adevăr, trăderii acceptă mai ușor minusul și poate să orienteze la alți tranzacții adăugătoare. Voi pot să explic de ce eu accept mai degrabă stop loss. În cazul când accept stop loss, e fixat stop loss, ceva de grijă. Dar ce stai așa? Da, deci când fixăm, tu nu vezi ceva de momente. Tu binevedezi toate momentele de ideea care ești tehnologie. Și tu te accesi fizic, numai la acesta și cauți soluții de aici din el. Și în cauza asta foarte mult momente de test. De asta, de bine, eu, de părerea mea, da. Ai fixat un stop loss și te accept ceva dacă e disprovinț și ai fixat de mult. Știți? Atunci, de exemplu, prețul cade, voi de aici nu luați stop loss, dar aveți ordinea mânată. Prețul cade, da? Tu știi undeva că te-ai asigurat. În caz de ceva, este ordinea mânată. În caz de ceva, intri în lacăt. Și aici nu modificăm stop loss-ul. Pentru de regulă cum? Ca noi să nu fixăm stop loss, noi îl modificăm, îl dăm mai jos. Dar din cauza că este ordinea mânată, nu mă trebuie nu mă trebuie să activez lacătul. Și din cauza stop loss-ul ăsta, ordinea amânată e plasat acolo unde ar trebui corect să stea stop loss-ul, el nu ajunge până la ordine și se face înapoi. Păi, de aia, de fapt, e tot chestii, mă. Ce-ți fac? Sau, uite, mult mai ajunge la voi. Ce-ți fac stop chestii? Tot ce-ți place, dar banca nu. Banca? Cine-mi place? A mea este plasivă cu stop chestii. Tot chestii, știți care e cerere. Prășeșul, da? A, cu, da, gata, cu lasă. Toți credetele mele. Da. Nu mai nici o ouă să fac tot. Da, da, mi-au lucrat. Aici foarte mult depinde de la stop loss-ul. Depinde de credetele principal. Cum am mai spus, când cine are lat? Eu. Și de câte ori ați închis și apoi și ați omorit tot distanța? Da, da, da. Nu. Eu aici recomand în altfel. Asta nu înseamnă că noi închidem. Să-l ducem profit, îl închidem, dar mai rămâne cu el. Nu! Vorbesc de... Vorbesc în felul următor. Deci, tranzacția dată noi o asigurăm și deja prin alte tranzacții. El nu ne curg că noi să ne axăm la alte tranzacții. Ai făcut profit, ți-ai închis laptul. De acord. Iată așa. Majoritatea ei nu se izvindesc. Când îl întâi să faci înapoi, apoi îl închideți să-mi. Dar nu se asigur că se-l dau într-adevăr ca să facă. Iată aici, eu cred că deja fiecare va decide să ia acest sfat în considerație sau nu. Dacă noi o să ne conducem sau fiecare trader, cel puțin, o să-și facă iată așa, un plan și niște reguli după care să se conducă, fiecare are și un profit. Fiecare. Încercați, măcar 3 luni de zile, lucrați atașat după un plan de tranzacționare. Sau cel puțin o lună și voi o să vedeți schimbări. O să vedeți schimbări radicale în tranzacționare. Așa, până aici întrebări sunt? Nu sunt.
Dacă nu sunt întrebări, atunci ce o să faci?